Băi, și-am zis să mă aduc. Vă lăsați așa. Ca să am sfârșit să plâng iarăși. Da? Deci a fost vorba de o limită. Facem limită, așa vă spuneam. Aceasta e limita propusă de Cosmin. Sin de x pătrat minus 4 supra sin de x pătrat plus x plus 6. Ne-am plasat în cazul 0 pe 0. Este o operație fără sens. Și atunci construim fundamentala sin de argument supra argument. Împărțim și mulțim cu argumentul. La fel și facem și pentru senul celălalt. X pătrat minus 4 se scrie ca fiind x minus 2 până x plus 2. Simplificăm și doar rămâne limite din x plus 2 supra x plus 3. Și face 4 pe 5. Altă limită, te rog. Limită pentru x tind de la 0 din 1 minus cosinus de x, da, totul supra x pătrat. Totul supra x pătrat. E, aici te văd. Dacă mă pui un pic x cu 0, vine cos de 0 face 1, vine 1 minus 1 0. Supra 0 și face 0 pe 0. Tot aici spune. Hai să văd aici cum ne mișcăm. Trigonometria va tot vina. Era 1 minus cos de x egal sin de x. Ceva, ceva pe acolo. Da, hai să ne amintim, să încercăm împreună. Cât este cosinus de alfa plus beta? E cos de primul, cos de al doilea. Cos de primul, cos de al doilea. Minus sin de primul, sin de al doilea. Cos de alfa minus beta este cos de primul, cos de al doilea. Plus sin de primul, sin de al doilea. Diferența lor, hai să facem diferența, și vă pare cosinus de alfa plus beta minus cosinus de alfa minus beta este egal cu, când le scădem, să duc cosinusului și ăsta va fi cu minus, vine minus 2 sin. Minus 2 sinus de alfa, cosinus de beta. Asta este cos minus cos. Și notăm alfa plus beta egal cu P, și alfa minus beta egal cu Q. Deci alfa plus beta egal cu P, alfa minus beta egal cu Q. Le adunăm pe ăsta și vine 2 alfa egal cu P plus Q. De unde rezultă că alfa egal cu P plus Q pe 2. Ca să aflu pe alfa și pe beta. Da? Vreau să înlocuiesc pe ăsta P și Q și să fie tot numai P și Q. Iar dacă riscat, vine 2 beta egal cu P minus Q. Unii beta va face egal cu P minus Q supra 2. Și atunci formula ce devine asta? Devine cosinus de... Nu, cos de alfa plus beta, adică de P. Cos de P minus cos de Q este egal cu minus 2 sin de... P plus Q pe 2 ori sinus de P minus Q pe 2. Nu? Beta, care e P minus Q pe 2. Asta era formula. Să o rețin și, noi. Cos de P minus cos de Q face minus 2 sin de P plus Q pe 2 ori sin de P minus Q pe 2. Sin, sin, da? Produsul a două cosinusuri este egal cu... Deci produsul a două, diferența a două cosinuri este egal produs de sinusuri. Minus 2 sin sin. Acum vei spune, da, ce caută? Că nu am eu aici, am decât un cosinus. Atunci, în loc de 1, să se cos de 0. Da. Și eu am așa. Egal mai departe cu... Am să spun egal mai departe cu... Cos de 0 minus cos de x supra x pătrat. Atunci egal, egal cu limită, sunt limită pentru x tind de la 0, limită pentru x tind de la 0, din parcă P ar fi 0 și Q ar fi x. Și ne uităm la formulă.
cos de P minus cos de Q face minus 2 sin D. Deci egal cu minus 2 sinus D. Minus 2 sin D. Ce spune formula? P plus Q. Adică cine e P plus Q? 0 plus X. 0 plus X pe 2. Ori sinus D. 0 minus X pe 2. Supra X pătrat. Și egal mai departe cu limită pentru x tinde la 0 din minus 2 sinus d x pe 2 ori sinus d minus x pe 2 supra x pătrat. Și egal cu limită pentru x tinde la 0 din minusul de la sinus, funcția sinus este funcție impară. Minusul este mai în față și îl transformă aici prin plus. Și face 2 sinus de x pe 2 ori sinus de x pe 2, adică sin pătrat. Da? Sin pătrat de x pe 2, totul supra x pătrat. Adică iată că 1 minus cos de, 1 minus cos de x, 1 minus cos de x, este egal cu 2 sin pătrat de x pe 2. Da? Asta o știai, o citeai prin culise, așa, prin memorie și nu știai de s-o iei. Deci 1 minus cos de ceva face 2 sin pătrat de jumătate. 1 minus cosinus de 7x, cât ar să facă? 1 minus cos de 7x, 2 sin pătrat, 2 sin pătrat de 7x pe 2. Aici era cu cosinus de 2x. Da. Cos de 2x, 2 face 2 cos pătrat de x. Da? De acolo, și de acolo se găsește. Da. Deci 1 minus cos de ceva face 2 sin pătrat de jumătate. 1 minus cosinus de o expresie e de x, cât o fie aceea, da, face 2 sin pătrat de jumătatea lui e de x. Adică e de x pe 2. Țineți minte așa. Adică așa trebuie. Eu am și demonstrat-o, de fapt. Prin ieșițul care am făcut acolo, deci am văzut pe 1 ca fiind cos de 0, din diferența două cosuri, am găsit formula, 2 sin pătrat, ați văzut toată povestea, și atunci sunt în situația asta că dacă locuiesc pe x cu 0, face 0 pe 0 suntem. Da? Însă, în clipa în care am sin de x pe 2, vreau să apară jos x pe 2. Ca să fac fundamental aceea. Deci egal mai departe cu egal cu limită pentru x din de la 0 din scriu un pic mai sus sin de x pe 2 supra x pe 2 l-am pus eu supra x pe 2, da? Și mă punțesc cu x pe 2 dar fiind sinus la pătrat trebuie să ridic toată fracția la pătrat. Adică trebuie să pui x pe 2 la pătrat. E sin pătrat. Adică și numărătorul și numitorul. Și pe x. Și de ce poți, trebuie să pui x pe 2 la pătrat? Și tot. Totul supra cât? Dar este și un 2 aici. 2 sin pătrat era. Am uitat să pun. Supra x pătrat, care rămâne de 1. Toată povestea asta face 1. Și egal mai departe cu limită pentru x din de la 0. Deci limită pentru x din de la 0 din 2 ori x pătrat pe 4 supra x pătrat. 2 cu 4 se simplifică și face un 2 aici. Și egal cu limită pentru x din de la 0 din x pătrat pe 2 și mulțim cu a doua răsurată, face 2x pătrat. X pătrat supra 2x pătrat. X pătrat cu x pătrat se termină și face 1 pe 2. Deci limita asta este 1 pe 2. Atenție! Cu foarte multă grijă trebuie să acționați la un astfel de ghișițiu. Fiindcă vreau să mă convin că ați reținut. Vă dau eu alta. Limite pentru x din de la 0
Hai să facem. Limită pentru x tinde la 0 din 1 minus cos de 3x totul supra x pătrat. Cum faceți? Păi nu mai stați pe gândul locuiți, faceți 0 pe 0 și egal mai departe cu limită pentru x tinde la 0 din 1 minus cos de ceva, acum am folosit-o, 1 minus cos de ceva, faci 2 sin pătrat de jumătate. Deci 2 sin pătrat, Cosmini vorbește tu, 2 sin pătrat de... 2 sin pătrat de... 3x pe 2. Supra x pătrat, da? Pătrat. Și cam mai departe cum? Limită pentru x tinde la 0 din... 2 sin pătrat. Da. 2 sin pătrat. De 3x pe 2. De 3x pe 2, totul supra 3x pătrat. Pe 2. Da. 3x pe 2 la pătrat, rămâțim cu 3x pe 2 totul la pătrat. Da. Supra x pătrată, da? Da. Și egal cu? Egal cu limită pentru x tinde la 0. Prima tinde spre 1. Da. Adică fără 2 ori. Fără 2 ori, da. Și egal cu limită pentru x tinde la 0 din 2 ori x, 3x pătrat pe 4. Că 3x pe 2 la pătrat face 9x pătrat pe 4 supra x pătrat. Ei, și se vede că 2 cu 4 simplificăm. Rămânem 2. X pătrat face cu x pătrat. Face 9 pe 2. Da? Limita este 9 pe 2. Și... Vă spun dacă vă dau următoare. Limite pentru x de la 0 din 1 minus radical din cos de 3x totul supra x pătrat. Mai este sinusul la pătrat. 1 minus radical din cos de 3x. Dacă ar fi 1 minus cos de 3x simplu, știți cum să faceți. Da. Și cum să facem ca să apară? Aplicăm conjugată. Conjugată. Deci egal cu limită pentru x tinde la 0 din 1 minus radical din cos de 3x, totul pe lângă 1 plus radical din cos de 3x, totul supra x pătrat, și egal cu limită, supra pe lângă, neapărat, foarte bine că ați intervenit, 1 plus radical din cos de 3x, și egal cu limită pentru x de la 0 din a minus b pe lângă a plus b face a la 2 minus b la 2 face 1 minus cos de 3x totul supra x pătrat ori 2. Că locuim pe, cos, pe x cu 0 este balastră. Locuim ca să nu mai strip de atâta. Cos 0 face 1, radical din 1, 1, 1 și cu 1 face 2. Și egal mai departe cu, de acum suntem pe limita 1 minus cos de 3x 2 sin pătrat de jumătate, intrăm în modelul dinainte să facem să lucrează, da? Te rog, am altă limită, te rog, repede. Limită pentru x de la 0 din tangentă de sinus de x. Tangent de sin de x. Totul supra tangentă de sinus de 3x. Tangentă de sin de 3x. Egal cu. Limită pentru x de la 0 din tangentă de sinus tangentă de sin de x. Totul supra sin de x. Sin de x. De x. Supra tangentă de sinus de 3x. Totul supra sinus de 3x. Ori sinus de 3x. Ori sinus de 3x. Și asta face, l-ai fericit și zici, la revedere. La revedere și cu tine. Da. Și rămân doar limite pentru x. Pentru x tinde la 0 din sinus de, de 0 supra... Sin de x. Sin de x supra sin de 3. Tot 0 pe 0 face. A, da. Deci, dacă, pui, dacă zici sin de 0, da, nu mai spui limite, că ești locuit. A. Dar lăsăm limită, da? Limită, da, pentru x tinde la 0 din sin de x supra sin de 3x. Supra sinus de 3x. Că face tot 0 pe 0, nu înlocuiești. Da. Și acum îl faci și pe sinus fericit. Deci egal mai departe cu limita. Pentru x tinde la 0. Din sin de x. Sin de totul x supra x ori x, da? Da. Repede.
supra sinus de 3x supra 3x ori 3x. Asta e iarăși fericit, fericit, x-ul e să-ți simtiți, faci 1 pe 3. 1 pe 3. Terminați. Deci, alte limite? Limită pentru x tinde la 0 din arctangentă de 4x pătrat supra arctangentă de 8x pătrat. Și egal cu limită pentru limită pentru x tinde la 0 din arctangentă de 4x pătrat supra 4x pătrat ori 4x pătrat supra arctangentă de 8x pătrat totul supra 8x pătrat ori 8x pătrat. Prima tinde spre așa, a doua la fel și vine limită pentru x tinde la 0 din 4x pătrat supra 8x pătrat. X pătrat cu x pătrat se reduc și vine 4 pe 8. 1 pe 2. Da, 1 pe 2. Da? Alte limite? Te rog. Limită pentru x tinde la 0. Din ln de 1 plus 8x. Logar natural. Așa. Ln? Lene, la lene la tine. Lene la tine. Logar natural din? 1 plus 8x, totul supra 8x. Din 1 plus 8x, totul supra 8x. Aici limita fundamentală este așa. Limită pentru x tinde la un x0 din logaritmul din 1 plus o expresie de x totul supra expresia asta e de x face 1 dacă și numai dacă e de x tinde la 0. Adică e de x0 când locuim pe x cu x0 e de x0 face chiar 0. E de x0 egal chiar cu 0. Atenție, cum atunci face limita 1. Dacă nu faceți așa, rezolvă cazul 0 pe 0. Că dacă e de 0 face 0, logaritmul din 1 face 0, 0 pe 0 suntem. Dar fundamental asta, fracția asta se arată că nu, câte vreme și se apropie de 0, y care rezultă prin, nu, ca urmare a lucrurii x ori cu valori mai aproape din ce de x0, y se apropie de 1. Așa trebuie înțeles. Noi acum suntem așa, logaritmul din 1 plus ceva. Expresie de x egal 8x și jos e 8x. Face 1. 1. Este chiar fundamental de dată. Deci rezultatul se încadrează formula aceea. Adică felul în care a fost dată a fost chiar e de x opt, opus 8x jos. Dacă nu spuneam 8, atunci făceai tu rost. Te rog. Limită pentru x tinde la 0 din logaritmul natural de 1 plus 6x. Logaritmul din 1 plus 6x supra 3x. Supra 3x. Da. N-ai 6x, dar mulțești cu 2 și sus și jos. Și egal cu limită. Limită pentru x tinde la 0 din logaritmul din 1 plus 6x. 2, 2 îl punem în față, da? 2, logaritmul de 1 plus 6x supra 6x. Și ăsta încadrează, deci ești fericit, faci 1. Din 2 ori 1, 2. Terminat. Altă limită? Limită pentru x tinde la 0. Da. Din logaritmul natural din 1 plus 4x. Totul supra logaritm natural din 1 plus 8x. Păi... Nu înmulțim cu 2 sus. Mulțești? Nu, nu mai merge, nu mai te legi. Trebuie să-l faci fericit pe ăsta, trebuie să pui supra lui, supra 4x ori 4x. Deci înmulțești parți cu expresia de care ai nevoie. Da. Deci vine logaritm limită pentru x din de la 0 din... Un pic mai sus logaritm natural din... 1 plus 4x supra 4x
ori 4x. Totul supra logaritmul natural din 1 plus 8x, totul supra 1... supra 8x? Da, supra 8x. 8x. Și ăsta, la revedere, fiecare parte este deja aranjați. 4. X cu X se termină și face 4 pe puncta 2. Alte limite? Da, dar să mai fac și dacă... Da, te-ai terminat. Da? Da? Bine. Dacă vrei, rămâi. Dacă nu, mai continui acasă, povestea ta, da? Din clipa asta. Bine. Să vedem... Hai să vedem pe Andreea. Să se calculeze limitele șirurilor a în a în c. A în c egal cu logaritm natural din n supra a n egal cu logaritm natural din n supra n. Ca să avem da, cum facem asta? Adunăm. Da. Aici, la limită, limită din asta trebuie să facem, da? Da. Dacă treci la limită, faci logaritm din infinit, faci infinit, infinit pe infinit. Da. Și o trați fără sens. Nu cumva v-a dat așirul așa. Și dacă ai calculat limită, pentru de la infinit, dintr-un șir la el, care e de forma b în supra cn. Și ăsta de jos tinde la infinit, cum e cazul la noi, și ești într-o nedeterminare, cum e la noi, nu te speria. Deci calculează mai departe, se limită pentru el tinde la infinit, din bn plus 1 minus bn supra cn plus 1 minus cn. Da. Da? O dată asta, da? Da. Deci dacă ești într-o situație de asta, fă limita asta, că e același lucru. Da. Și la noi bn cine este? În cazul nostru bn este logaritm natural din n. Iar cn este n. Numărătorul, deci este bn logaritm natural din n. Cn este n. Bn plus 1 cât ar fi? B indice n plus 1 ar fi logaritm natural din n plus 1. Da. Iar cn ar fi n plus 1. Și atunci e egal mai departe cu limita. Din logaritm natural din n plus 1 minus logaritm natural din n. Egal mai departe cu limita. Egal cu limita pentru de la infinit. Din logaritm natural. Diferența doi logaritmi. A, este egal cu logaritmul fracției. Logaritmul fracției. Deci egal cu logaritm natural. Logaritm natural. Din n plus 1 supra. Și n plus 1 minus n face 1. Și egal cu limita. Pentru entind de la infinit. Din logaritm natural, din n plus 1 supra n, da? Da. Ei, la n plus 1 supra n, limita logaritmului egal cu logaritmul limite, că schimbă, nu? Da. Deci egal mai departe pozitiv, egal cu logaritm natural din limită, pentru e întind de la infinit, din n plus 1 supra n, și egal cu logaritm natural din? 1. Din 1. Că spate pe primul factor, da, și... se duce din n cu n și logaritm natural din 1, care face 0. Deci, șirul care le-ai dat tu aici, șirul aia ăsta, se duce spre 0. Da. Pentru că crește mai repede în, ca fenomen, numitorul crește mai repede și îl omoară pe logaritm natural din n. Dar dovada clară este așa lucrat. Așa intuitiv, aș fi spus. Se duce spre 0. Dar nu aveam argumente. Da. Mai departe. Și tot așa, la limita șirului a indice n. Șirul, da, sub formă generală. Deci, Andreea,
Șirurile se pot da. Prin formula termenul general, și tu asta faci acum. Sau prin recurențe. Dar deocamdată nu ai venit niciun șir prin dat pe recurențe. Ai venit cu șirul numai sub formă, cu termenul general. Da. Spui, A e egal cu expresie. Da, A e egal cu definire fracție, logaritm natural să facem separat limita de sus și limita de jos. Păi da, facem așa tot timpul, dar în condițiile astea se vede că cel de sus face infinit, jos se face infinit, nu... Numărul normal așa face. Da. Limita unei fracții trece la, și la numărător și la numitor. Era egal cu limita numărătorului pe limita numitorului, dar tot necazai. Cred că aici este tot ca înainte. Da. Ce ar fi să notăm pe, cu BN ăla de sus? BN egal cu... egal cu logaritm din 2, logaritm natural din 2, plus logaritm natural din 3. Și așa mai departe, plus logaritm natural din N. Iar ce N să notăm cu N plus 1. Da. Atunci cine ar fi B indice N plus 1? N plus 1 va fi logaritm natural din 2, plus logaritm natural din 3, logaritm natural din el și plus logaritm natural din de plus 1. Că sunt BN, dacă s-o termină la logaritm din logaritm natural din el, BN plus 1 se termină la logaritm natural din N plus 1. Da? Deci avem un termen în plus. Deci avem termen în plus. Da. Așadar, BN plus 1 minus BN, cât va face? Va rămâne logaritm natural din N plus 1. Atât va rămâne. Și de la jos va veni, va rămâne... N plus 1 este asta. Minus și ce indice N plus 2 este... Minus 1. N plus 1 este N plus 2, da? N plus 2, da. Atunci vom putea spune egal mai departe cu limită. Pentru N de la infinit. Bn plus 1 minus Bn, adică logaritm natural, rămâne numai logaritm natural din N plus 1. Da? Da. Totul supra, supra N plus 2 minus N plus 1, supra 1. Așa vine? Da. Că N plus 2 minus N minus 1, seara bună, rămâne 1 și limita asta este egal cu infinit. Logaritm natural din infinit va fi infinit. Altă limită? Șirul la N. Sigur, șirul la N, dat în felul următor, nu? Dat 1 pe N. A N egal cu 1 pe N. Fără că 1 plus 1 pe 2. 1 pe 2 plus... plus 1 pe 3 plus 1 pe 5 plus 1 pe N. Adică, mai clar ar fi așa, egal mai departe cu 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus puncte, puncte, plus 1 pe N, totul pe N. Asta înseamnă 1 pe N înmulțit cu. Și în clipa asta, ești chiar pe modelul, din nou, ăla din înainte, tot limita unei fracții. Și va fi, a, sus va rămâne jos e șir monoton crescător nemărginit superior. Da. Deci, tind la infinit. Și atunci notez ăla tot de sus cu BN. Ăsta cu CN. 1 pe N plus 1 pe 1. Deci va face limite, zicem, limite de la N. Pentru N tind de la infinit, sigur. Egal cu limită pentru N tind de la infinit. Din
până la 1 pe n plus 1 minus până la 1 pe n, rămâne 1 pe n plus 1. 1 pe n plus 1 supra n plus 1 minus 1 supra 1. Face limită pentru n tins la infinit din 1 pe n plus 1. Faceți 0. Da? Limita este 0. Aici era a fost o poantă aici. Ca să-ți dai seama că 1 pe n înmulțit cu asta, înseamnă 1 ori toată asta supra n. Ca să-ți aranjezi tu de forma de n pe ce n. Da? Șirul a indice n. Da, șirul a n, da, sub forma. Este egal cu un radical lung din indice n. Deci șirul a n e egal cu radical indice radical n. N din? Din n pe lângă n plus 1, pe lângă n plus 2. N plus, până la 2 n. N plus n. N plus n. Da, 2 n. Nu știu ce să fac asta, dar trebuie să mă descurc. Că de data asta nu mă mai încadrez în modelul dinainte. La fracții mă descurc. Dar nu puteți să schimb sub formă de la 1 pe... Eu vreau să-i copiez. Hai să logarim egalitatea asta. Deci nu mă descurc și zici echivalent, cum a spune, logar natural din alia, chiar logar natural, egal cu logar natural din tot membrul ăsta, din n pe lângă n pe lângă n plus 1, pe lângă n plus 2, pe lângă n plus n. Și logaritmul din AN notez cu BN. Și eu spun că nu mai am ce mi-ai dat tu. Eu zic limită din BN. Și acum noua problemă este așa. Vreau să fac limită pentru n tinde la infinit din BN, care e egal mai departe cu limită pentru n tinde la infinit din logar natural din radical din CN din n plus n pe lângă n plus 1 pe lângă n plus 2 pe lângă n plus n. Conform unei proprietăți, logaritmul unei puteri aruncă indicele în față. 1 pe în față, da? Deci egal mai departe cu 1. Limită pentru n tinde la infinit 1 pe n o logar natural din n pe, n pe lângă n plus 1 pe lângă n plus 2 și mai departe până la n plus n. Și acum totul supra n, da? Ar veni. Ar veni 1 pe n, dar poți să scriu așa. Logar natural din n pe lângă n plus 1 pe lângă totul pe n. Și acum... Și acum sunt în modelul acelui știut. Da. Când am de-a face cu neghișitul ăsta sub formă de fracții, acum îl gândesc pe ăsta ca și cum ar fi BN-ul, nu BN-ul... Bă, era BN. BN am notat aici. Hai să zic CN și DN aici, da? Mă interesez dacă ăsta este monoton, crescător, nemărginit superior și șirul DN care e N, se duce la infinit. Și atunci fac CN plus 1 minus CN. Deci egal mai departe cu limită din lin de fracții logar natural din n plus 1 a venit. N plus 1. Da, că în loc de n pun n plus 1. N plus 1 pe lângă n plus 2. Pe lângă ce mai departe. Până la... 2 plus 1. Nu. Păi în loc de n ăsta pun n plus 1 și în loc de ăsta n plus 1. 2n plus 2. Până la 2n plus 2. În față este 2n plus 1. Da? 2n plus 1 și în față este 2n. Că văd că voi e n plus 1, n plus 2, n plus 3,
n, 2 n, 2 n plus 1 până la 2 n plus 2. Minus logaritmul natural din n pe lângă n plus 1 pe lângă n plus 2 pe lângă n plus 3 și mai departe până la n plus n. Adică până la 2 n, ce să mai vorbim. Da. N plus n face 2 n. Și jos, totul supra, n plus 1 minus n, 1. Dacă ăsta e n, da, ce e n plus 1 minus ce e n, deci vine... N plus 1 minus n, da? 1. Deci 1. Și acum mai departe cu limite pentru n timp de la infinit. Rămâne logaritmul natural din n pe lângă 2n plus 1 pe lângă 2n plus 2. Atenție! Diferența a doi logaritmi. Asta este logaritmul fracției. Egal cu logaritmul fracției, nu mă lua repede. Deci din logaritmul natural din n plus 1 pe lângă n plus 2 pe lângă așa mai departe 2n pe lângă 2n plus 1 pe lângă 2n plus 2, da? Totul supra n pe lângă n plus 1 pe lângă n plus 2 și așa mai departe până la 2n și n pe lângă n plus 1 n plus 2 2n. Deci de la n plus 1 începând până la 2n se simplifică. De acord? Da. Și egal cu limita pentru n timp de la infinit din cine? Din logaritmul natural. Din 2n plus 1 pe lângă 2n plus 1 pe lângă 2n plus 2 totul supra un n. Că este un n de aici. Totul supra n. Și egal mai departe. Scot sus n pătrat. Aici vreau să văd o chestie. Dacă nu cumva numărul parantezilor este același. Dacă aici A2 este așa. Noi am notat cu CN în felul ăsta. Hai să zicem așa. Vreau să studiez un pic dacă nu cumva am o slăbiciune în raționament. Deci noi am notat cu CN, așa am zis, CN, logaritmul natural din n, pe lângă n plus 1, n plus 2, n plus 3, da? Da. CN egal cu logaritmul natural din n, pe lângă n plus 1, pe lângă n plus 2, și am mai departe până la 2n. Vreau să văd ce înseamnă C1. C1 înseamnă că în loc de n punem 1 și vine 2 ori 1, 2. Voi merge până la 2. Deci voi spune logaritmul natural din 1 pe lângă 1 plus 1, 2. Deci 1 ori 2. Asta e C1. C2. C2 înseamnă logaritmul natural în loc din n pun 2 acum, da? C2. Vedeți, zice n, C2. Dă ori 2, 4. Deci mă voi opri la 4. Dar încep de la 2 pe lângă 3. Deci vine 2 ori 3 ori 4. Că dacă nu e 2, uitați, dacă e 2, 2 ori 3 ori 4. 2 plus 2. Da. C2. C3. Ia să mai faci și pe C3. C3
centră este logarantul al din. Cât? 3 ori 4 ori 5 ori 6. Când mă duc 3 ori 2, nu? 3 ori 2, 6. Da. Deci, când zic logarantul al din, când zic următorul termen, înseamnă că numărul parantezelor crește cu 1. La produs acolo, da? Așa și aici. Când am zis ce indicime plus 1, de m-am dus la 2n plus 2, da. Practic numărul parantezelor a crescut cu o paranteză față de cel înainte. Pentru că începe de la n plus 1 se termină la 2n plus 2. Din coace începe de la n se termină la 2n. Practic am aici un n lipsește, da. Care e echivalentul ăsta de și cu ăsta în plus. Deci e bine cum am gândit. E bine, că e corect aici. A trebuit să verific, să văd când am făcut cn plus 1 minus cn, dacă raportul ăsta e corect aici și este corect, pentru că ca diferență, un termen și un plus. Da. Produs, da? Și limita asta cât ar să fie? Păi scoatem limita, logaritmul trece în spate. Scoatem n pătrat și plus. Da. Va fi logaritmul natural din natural din infinit, practic, nu? Da. Și face infinit, plus infinit. Deci pot să spun că limită pentru n tinde la infinit din bn, dar bn la noi cine a fost notat? Bn este la logaritmul natural din an. Nu, din bn, da, din bn, el dat egal cu plus infinit. Uitați-vă. Da. BN a fost notat logaritmul din AN. Și atunci, limită pentru n tinde la infinit din radical din logaritmul din AN egal cu infinit înseamnă că AN limite din aer face tot infinit. Limite din aer egal cu infinit. Deci dacă din logaritm din aer face infinit, înseamnă că aer este cel care face infinit. Da. Pentru că zic aici, practic, e la infinit care face tot infinit și am găsit, am arătat că limita aceea care mi-a propus-o tu este infinit. Eu aici am și demonstrat. Teoria spune așa. Dacă ai de făcut limită, notați-vă asta, deci dacă am de făcut limită pentru n tinde la infinit, din radical inci n, dintr-un șir bn, sau an, hai să zic așa, un șir an, și dacă există limită pentru n tinde la infinit din an plus 1 supra an, atunci limită pentru n tinde la infinit din ce am avut noi radical inci n din an egal cu limită pentru n tinde la infinit din a indice n plus 1 supra n. Deci în loc să facem radical inci n din an, facem limite din raportul respectiv. Din an plus 1 pe an. Și limita asta găsită este tocmai a radical inci n din an. Și noi deodată trebuie să facem ce? Limite din raportul ăsta. Deci dacă notăm cu bn, hai să notăm cu bn pe ăsta. Bn egal cu n, pe lângă n plus 1, pe lângă n plus 2, și mai departe, pe lângă n plus n. Suntem în situația limită din radical inci n, deci știți ce am notat cu bn, că an e de arătat șirul inițial. Atunci, eu mă ocup de limită pentru n tinde la infinit, din raportul n pe lângă n plus 1, pe lângă n plus 2, și mai departe. Adică bn plus 1 minus bn. Da.
Deci n plus 1 înseamnă... De la n plus 1 până la 2n plus 2. Să amintesc, da? 2n plus 2. Asta este de n plus 1. Da. Totul supra... n pe lângă n plus 1 și mai departe până la 2n. Aici în față este 2n plus 1. Și mai în față e 2n. Și de asta toată se simplifică. Și ne rămâne doar limită. Pentru n tinde la infinit din n plus 1, 2n plus 1. Pentru că 2n plus 2, totul supra n, da? Nu așa am ajuns și noi? Da. Era logaritmul ieșit în față, logaritmul este exact acela de acolo. Și atunci e egal cu infinit, nu? Deci, dar limita asta e posibil. Terminat, ești rău? Toată te-ai avut. Hai tu acum. Ia să facem schimbul de ștafetă. Da? Știi ce o să facem, Andreea? Da, o să scriu la tablă. Așa, o să mi-e la tablă și scriu. Și eu să... mă găsit de la... mă hărțuit ăștia micii. Foarte greu să luci și putezi cu ei. Fiecare are câte o idee, spune, spune, acolo nu urmăresc pe cealaltul. E teribil de greu, pentru că ei nu se urmăresc unul pe altul. Ca să văd, bă, ce spune asta? Să vedem, poate, e o idee deșteaptă, poate. Nu au disciplina asta de a lucruri. Fie el îi interesează ideea lui sau nu, sau nu îi interesează loc să joacă. Super chestia cu el. Se tot încerc să iei disciplina, dar e foarte dificil. Dă-i eu, te rog. Deci limite când vezi de la infinit. Din 2 la n plus 1 supra 2 la n la puterea combinării de n latitudine. Totul sau puterea? Combinării de n latitudine. Da. Cred că să vedem cât e timpul, să începem alt fișier. Nu disperi. Să știi că e simplu.